Firma de transport în comun Tracumesa primește lunar prin hotărâre de Consiliu 850 de milioane de lei vechi, prin care primăria asigură gratuitate pensionarilor și persoanelor cu dizabilități din Giurgiu. Sunt mulți giurgiuveni nemulțumiți de cum își desfășoară activitatea autobuzele firmei Tracum. Am constatat multe nereguli care îi afectează pe locuitorii orașului care depind de autobuz. V-am expus într-o ediție anterioară punctul de vedere al primăriei vis-a-vis de această problemă. În această ediție, directorul firmei Tracum SA are la rândul său un punct de vedere. Domnule director, aveți cunoștință despre ce se întâmplă în societatea Tracum? Din ce punct de vedere? Din punct de vedere al... Al respectării orarului de transport. Da, bineînțeles că avem, pentru că știm în orice moment ceea ce se întâmplă, atât din punct de vedere al respectării orarului, cât și din punct de vedere al circulației în grafic a mașinilor, a circulației efective a mașinilor, asta în funcție dacă sunt sau nu valide și așa mai departe. Cunoaștem toate aspectele. De cât timp le cunoașteți? Le cunoaștem în fiecare zi. Permanent. Adică avem informația prin dispecerat de eventualele neconcordanțe în traseu sau eventualele probleme care apar în traseu. Pentru că zilnic, orice transportator cunoaște acest lucru, zilnic apar probleme în cadrul unei flote de transport. Probleme tehnice, care sunt de diverse naturi, cum ar fi, poate oricând să apară o explozie la o roată, o pană, o defecțiune a sistemului de frânare, a sistemului de închidere a ușilor, probleme de motor și așa mai departe. Orice mașină are problemele ei, în timp, având în vedere că sunt exploatate în regimul în care sunt exploatate autobuzele din cadrul societății. Susțineți că toate întârzierile și neconformările sunt din cauza problemelor tehnice apărute? Nu numai. De foarte multe ori însă, deci asta este un aspect major care apare atât, care nu ține cont de condițiile meteo. Aspectul cu privire la problemele tehnice. Astea pot apărea și vara și iarna fără discriminare din punct de vedere al condițiilor meteo. Dar la toate, adăugându-se și anumite condiții meteo, e drept atunci apar anumite disfuncționalități, respectiv întârzieri față de graficul planificat. Urma materialului pe care l-am analizat, ați analizat o oră de vârf, ca să spunem așa, respectiv orele de la... care oră de vârf se situează undeva de la ora 6.30 până la ora 8.30. Depinde acum de zilele din cursul anului, respectiv dacă sunt în zile lucrătoare, dacă sunt în zile de sărbătoare sau dacă sunt în vacanță, în vacanțele elevilor. Pentru că toate astea adunate se repercutează asupra numărului de călători și automat asupra timpilor de așteptare în stații pentru încărcare și debarcare. Domnule director, noi am fost acolo, am stat în jur de o oră, peste o oră. Timp în care... În jur de poate să fie mai puțin am spus sau peste, mai am mult. Subliniat. Bun, de acord. În acest interval de timp nu a venit nici un autobuz. Nici un autobuz. În schimb, da, cu regularitate și, și disciplinat, apăreau taxiuri. Acum, nu am nimic cu taxiurile. Oamenii își fac treaba. Da. Dar ați văzut ce spun oamenii pe material? Nu știu, n-am văzut, n-am auzit ce spun oamenii pe material cu privire la acea înțelegere. Asta am auzit tot în remarca dumneavoastră. Nu-mi permit să fac remarci la adresa filmului respectiv. Filmulețului, materialului respectiv, din punct de vedere al
obiectivității cu care a fost realizat, pentru că mi se pare firesc ca totuși concluziile finale asupra unui material pe care îl filmez să fie trase după ce, așa cum ați ascultat și opinia domnului primar, era firesc să ascultați și pe a mea și abia după aceea se puteau trage niște concluzii, pentru că vă dați seama, faceți? Este ceva absurd din partea oricui, da, de a considera că ar putea exista vreo înțelegere între societatea noastră de transport și taximetriști. De ce? Pentru că nu văd care ar fi avantajul de partea societății noastre. Pentru că, sincer, ăsta este un dezavantaj pe care l-am adus în discuție de nenumărate ori în ultimii 2 ani de zile, de când am preluat conducerea acestei societăți. E un aspect care ne dezavantajează extraordinar de mult prin această activitate de piraterie în cadrul transportului public de persoane urban. Societatea noastră înregistrează pierderi constante lună de lună, care pierderi, vă spun, sunt semnificative. O estimare a noastră pe care am făcut-o în cursul unei monitorizări de aproximativ 2 luni de zile, în cursul anului trecut, în perioade diferite ale anului. De ce perioade diferite? Pentru a avea o cât mai mare relevanță și raportate la anii anteriori, ne-au adus o estimare de pierderi de aproximativ 200 de milioane pe lună. 200 de milioane lei vechi pe lună. Cauzate de? Cauzate de această activitate pe care, din punctul nostru de vedere și din punctul de vedere al legislației privind transportul de persoane în regim de taxi, este o activitate ilicită. Transportul în regim de taxi pe liniile de transport public urban. De ce spun că este o activitate ilicită? Pentru că în niciun caz legislația cu privire la transportul în regim de taxi nu prevede transportul în grup la un tarif de bilet per călătorie, iar tariful este stabilit prin hotărâre de Consiliul Local pe kilometru, cu obligația de a elibera bon fiscal către beneficiarul călătoriei. Oricând sunt 4 beneficiari ai unei călătorii, cum eliberează 4 bonuri fiscale acel taximetrist la un preț fix de călătorie? Acest lucru l-am subliniat și eu în materialul meu și simt nevoia să revin asupra afirmației pe care am făcut-o în material. Vreau să subliniez că pe material se vede foarte clar când oamenii din stația de autobuz spun există o înțelegere, deci nu îmi aparține. Care bănuiesc că există înțelegere. Ei. Care bănuiesc, da. Exact, înțeles. Asta am și spus. Deci, eu încerc să păstrez echidistanța. Și atunci... E perfect. Da, e și tocmai acest lucru prin tot ceea ce v-am explicat mai devreme cu privire la această activitate de taximetrie desfășurată pe traseele urbane, traseele de autobuz, prin tot ceea ce v-am expus mai devreme, concluzia este una singură. Această activitate ilicită a taximetriștilor, din acest punct de vedere, nu mă interesează restul, această activitate ne aduce un prejudiciu lună de lună. Pentru fluidizarea traficului. Ce ați și făcut pentru în o mai acest sens? Chiar o bună perioadă de timp am făcut mai mult decât intrau în atribuțiunile noastre. Adică, pe lângă monitorizarea efectivă pe care am făcut-o, am luat și probe video și foto și am făcut sesizările respective către organismele care au posibilitatea de a aplica măsuri coercitive în acest sens. Noi, neavând această posibilitate, nu am făcut altceva decât să sesizăm organele în drept. Nu s-a concretizat în niciun fel că, în urma demersurilor pe care le-am făcut, singurele sancțiuni aplicate n-au fost decât avertismente, deși absolut toți taximetriștii, în momentul în care și-au reînnoit licențele de transport, din anul 2009, au absolut
toți operatorii de taxi angajamente scrise, luate, prin care își asumă responsabilitatea în privința staționării în stațiile de autobuz și preluării călătorilor din stațiile de autobuz. Domnule director, observ că arătați cu degetul către taximetriști și mai devreme... Da. Mai devreme amintați de pierderile de 200 de milioane. În același material se observă că am făcut o călătorie cu autobuzul. Bine, sigur, n-a fost doar una. Sigur. Am făcut o călătorie cu autobuzul. Acum vă întreb, cum ar putea șoferul să aibă control asupra tot ce se întâmplă în autobuz, respectiv? Ușile din spate erau deschise. Mă gândesc, practic, ușa din călătorii ar putea să urce pe ușa din față, doar pe ușa din... Ei, urcarea se făcea pe ambele uși, astfel încât erau persoane care circulau o stație, două, fără să plătească. Considerați că se răsfrânge asupra... Categoric. Categoric. Așa. Sigur că da. Nu exclud și niciodată nu am ascuns acest lucru, că în cadrul societății, ca o sursă, o cauză destul de importantă a pierderilor, este și factorul uman. N-am ascuns acest lucru, am căutat să eficientizăm activitatea din acest punct de vedere și prin prin reducerea cheltuielilor de personal am căutat să eliminăm din anumite cheltuieli care nu erau neapărat obligatorii de făcut, respectiv prin încărcarea cu gestiune a șoferilor, cu obligativitatea ca circuitul pasagerilor să fie urcarea obligatorie pe ușa din față pentru a putea prezenta legitimația de transport, respectiv biletul de călătorie sau al achiziționat sau abonamentul sau, în cazul pensionarilor, cuponul de pensie și, bineînțeles, buletinul care este obligatoriu, a fi prezentat, pentru că nu facem această prestare de serviciu către pensionari din altă localitate, ci numai pentru municipiul Giurgiu. Ar fi un lucru ilegal să facem acest lucru, pentru că primăria nu acordă aceste gratuități decât cetățenilor din municipiul Giurgiu. Nu este vorba de o subvenție. Subvenția se referă, subvenția administrației publice locale în cadrul unui serviciu public, cum este și acesta, serviciu public de transport persoane. Subvenția se referă la influența directă a administrației locale în prețul de cost către populație. Ceea ce primăria ne acordă în momentul de față este vorba de gratuitățile cu privire la protecția socială a unor persoane defavorizate, respectiv persoanele cu dizabilități, locomotorii și însoțitorii acestora și pensionari. Practic, primăria ne acordă contravaloarea serviciilor pe care le-am prestat către aceste persoane defavorizate. Care este comunicarea dumneavoastră cu primăria? O comunicare foarte bună. O comunicare foarte bună, permanentă. Am căutat împreună cu domnul primar și cu domnul viceprimar Vladu, care se ocupă direct de activitatea Tracomului din partea executivului. Și am căutat în permanență, prin această comunicare, să eficientizăm cât mai mult această activitate. Eficientizare din ce punct de vedere? Din punct de vedere al reducerii costurilor existente în momentul de față, al majorării surselor de venit, pentru că fără o majorare a surselor de venit nu ne putem dezvolta. Dezvolta în ce sens? Această flotă de transport pe care o avem în momentul de față este îmbătrânită. Orice societate comercială, din punctul ăsta de vedere, trebuie să aibă prevăzută și o cotă de dezvoltare, care cotă de dezvoltare se va răsfrânge în momentul în care se ajunge la limita maximă de exploatare a unui mijloc de transport. Când acest mijloc de transport necesită mai multe cheltuieli de întreținere decât veniturile pe care le produce, atunci el trebuie înlocuit, casat și înlocuit. Ori fără această cotă de dezvoltare, nu poți să o faci.
Iar pentru asta trebuie să asiguri surse suplimentare de venit. Și din acest punct de vedere am avut o colaborare, v-am spus, deschisă în permanență cu primăria. Am explicat și am discutat și planurile pe care le avem în intenție pentru a ne dezvolta atât din punct de vedere al activității de transport, cât și al atragerii de noi surse de venit la societate și, bineînțeles, și pentru a reduce cât mai mult timpii de așteptare. Aceste deficiențe care apar în trafic, vă spun unul dintre motivele obiective. Nu căutăm justificare, dar este un motiv obiectiv. În permanență o societate de transport persoane trebuie să aibă minim, la nivelul nostru cum suntem acum, care avem o flotă de transport de 10 autobuze de tip urban, ar trebui să avem minim 2 autobuze care să stea în permanență în așteptare, să intervină în situația în care apare o defecțiune a unui alt autovehicul. Acela se retrage în traseu pentru reparații și ia locul imediat celălalt. Neavând în momentul de față decât, cum se spune pe românește, bob numărat, vă dați seama că în momentul în care apare o disfuncționalitate la unul dintre mijloacele de transport, traficul undeva se rupe și apar întârzierile. Apar întârzierile în trafic. Asta este un motiv obiectiv. Pentru asta noi nu am intenționat de mult să achiziționăm alte mijloace noi, de capacitate mai mică, care să permită o circulație mai rapidă prin oraș și, bineînțeles, cu consumuri mai mici din punct de vedere al carburanților, ce și ar asigura și o economie al cheltuielilor. Și, bineînțeles, fiind autobuze noi, mentenanța lor nu ar mai produce atâtea cheltuieli în cadrul societății. Ați monitorizat activitatea taximetriștilor. Da. Ați monitorizat-o și pe, să spunem, și ați monitorizat și activitatea autobuzelor sau personalului din Tracum. Nu, ce autobuzelor. A autobuzelor. A personalului puțin mai dificil pentru că v-am spus... De ce este dificil, domnule director? Nu este dificil. Este dificil în condițiile actuale. Da. De ce? Pentru că intervine factorul uman. Ceea ce am spus și mai devreme. Activitatea, din punct de vedere al îndeplinirii sarcinilor de servici cu privire la eliberarea biletelor de călătorie, a verificării abonamentelor sau cupoanelor de pensie sau dacă toți călătorii și-au luat bilete. Activitatea șoferilor cu privire la aceste sarcini de servici este controlată de către o echipă de controlori. Nu putem să punem, pentru că n-ar mai fi eficient, să punem un controlor pe fiecare mașină. Atunci, ăla n-ar mai fi control, ar fi o supraveghere, dar tot umană. Și în felul acesta, controlele se, datorită acestui lucru, controlele se efectuează prin sondaj. Cât ai controlul lângă tine, într-adevăr, circul corect. Ați descoperit nereguli dumneavoastră? Sigur, și ce măsuri ați luat? Din păcate, pentru salariat, desfacerea contractului de muncă. Pentru că o consider o abatere deosebit de gravă. De la... Despre ce abatere era vorba? Abateri cu privire la îndeplinirea sarcinilor de servici cu privire la eliberarea biletelor de călătorie. Ca să nu spun. Ați avut un singur caz? Până în momentul de față, 4 cazuri de genul ăsta am avut. De când am introdus alt sistem decât ceea ce a fost înainte. Deci, în aproximativ un an și jumătate. Pentru eficientizarea acestui control, am discutat un aspect cu domnul primar și am convenit de comun acord că este cel mai eficient și cel mai bun lucru care se răsfrânge în același timp și asupra siguranței călătorilor. Intenționăm să introducem o monitorizare video interioară pe fiecare din mijloacele de transport, 2 camere interioare de monitorizare cu
stocarea datelor înregistrate pe DVR, stocarea între 15 și 30 de zile, ceea ce va permite ulterior vizionarea datelor și clasificarea dacă s-au îndeplinit atribuții de servicii sau nu, dacă au existat neconcordanțe și altele de acest gen, iar măsurile se pot lua în timp real. Iar cu privire la monitorizarea flotei de transport, acest sistem l-am introdus de aproximativ un an de zile. Este o monitorizare prin GPS a întregii flote de transport. Funcționează. Este funcțional. Câteodată mai apar mici disfuncționalități datorită erorilor de comunicație. Comunicațiile se fac prin intermediul GPS-ului și datorită posibil condiții meteo, posibil condiții tehnice, să apară anumite disfuncționalități pe una sau două mașini, dar care se remediază în timp operativ. Această monitorizare permite în timp real vizionarea a tuturor mijloacelor de transport pe care le avem pe traseu, dacă își îndeplinesc traseul, dacă își respectă traseul, dacă apar neconcordanțe în graficul de mișcare, respectiv două mașini sunt prea apropiate sau două mașini sunt prea distanțate pentru a nu exista situația să vină una după alta două mașini sau următoarea să vină peste o jumătate de oră. Și atunci ele se pot regla în timp real prin acest sistem și prin intermediul dispecerului care telefonic contactează pe fiecare dintre șoferii care nu se află în graficul respectiv. Domnule director, și vă pot exemplifica acest lucru, puteți și vedea, efectiv, pe calculator. În timp real. Da. O să filmăm. Da. Ce le-ați transmite giurgiuvenilor care depind de mijlocul de transport în comun, dar și celor nemulțumiți, care nu sunt puțini? Bineînțeles, niciodată nu pot să mulțumesc pe toată lumea. Și nu vreau să exemplific aici pentru a nu ne adânci în detalii, care pentru unii ar părea subiective. Singurul lucru pe care vreau să-l transmit este să aibă încredere în sistemul de transport public de tip urban prin intermediul autobuzelor. Este un transport mult mai sigur și mai eficient din toate punctele de vedere, și din punct de vedere financiar, și din punct de vedere al siguranței călătorului. Nu o spun doar eu, ci toate statisticile din acest domeniu. Acest sistem de transport public de persoane asigură, pe lângă siguranța călătorului și fluidizarea traficului și o mai mică poluare, și alți și alți factori care nu sunt decât de natură să conducă la concluzia că transportul public de tip urban este cel mai sigur și mai eficient mijloc de transport. Ceea ce vreau să le transmit și celor nemulțumiți este că, începând cu acest an, activitatea va fi mult îmbunătățită din punct de vedere și al mijloacelor de transport și al timpilor de așteptare și al disciplinei celor care prestează acest serviciu. Justificări din partea firmei Tracum sunt: mai mult, firma de transport aduce acuzații grave celor fără licență care practică taximetria. Dacă lucrurile stau așa, vom verifica. Într-o ediție viitoare vom reveni cu lămuriri din partea celor care au sarcina să vegheze la respectarea legii.